Bună dimineața! Bine ați venit să fim împreună astăzi! Eu știu că săptămâna care a trecut, Dumnezeu s-a atins de mine și de familia mea și sper că și de dumneavoastră și de familiile dumneavoastră, așa că aș vrea să începem timpul ăsta privind către El, ridicându-ne mâinile spre El și lăudându-L. Haideți să ne ridicăm și haideți să-i cântăm Lui și să-i mulțumim pentru credincioșia Sa. Tu ești credincios, mă înconjor cu iubirea ta, în orice vreme ești stânca mea. O, Tată, Tu ești credincios. Ridic mâinile. Îmi ridic mâinile spre Tine, în Tine-i nădejdea mea. Tu ești Tată mereu cu mine, Tu nu mă vei abandona. Îmi ridic ochii către Tine, recunosc bunătatea Ta. Eu sunt lucrarea Ta. Ce ai început în mine, Tu vei duce la bun.
mulțumim, Iisus. Îți mulțumim că în această zi avem oportunitatea de a spune că suntem lucrarea Ta. Îți mulțumim că Tu ești Tatăl nostru. Tu ne-ai mântuit. Ne ridicăm ochii și mâinile către Tine și lăudăm numele Tău. Este un privilegiu și o onoare pentru noi să ne închinăm Ție, să fim considerați iertați în sângele Tău. Îți mulțumim pentru jertfa de la Golgota. Și îți mulțumim că Tu astăzi privești către noi. Vrem să ne unim împreună cu cerul și să lăudăm numele Tău. Și Doamne, astăzi dacă vrei să ne vorbești, dacă astăzi vrei să ne atingi, te rugăm să o faci. Te rugăm să sensibilizezi inimile noastre la vocea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne. Și să le deschizi astfel încât să auzim și să înțelegem. Să vedem și să aplicăm ceea ce Tu ne vorbești, Doamne. Ne rugăm pentru putere, ca Tu să ne umpli de ea, de Tine, Duhul Sfânt. Să ne ajuți în săptămâna care ne stă înainte și în luna care ne stă înainte. Vrem să fim plini de Tine, vrem să fim o lumină acolo unde suntem, Doamne. Îți mulțumim. Vă invit să continuăm închinarea noastră, citind din Isaia, capitolul 40, de la versetul 28. Isaia, capitolul 40, de la versetul 28. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Și voi reciti versetul 31. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Și în următoarea cântare vrem să spunem acest lucru. Așteptăm pe Hristos ca El să ne umple de puterea Sa. Ce
Slavă. Și în dimineața aceasta vrem să ne apropiem de tronul slavei sale, să ne atingem de El și să ne închinăm.
cer, ce în mine sunt este cel, ce-n veci va fi peste orice neam, El va domni. Sfânt este cel ce vine, sfânt este cel ce în mine, sfânt este cel ce-n veci va fi peste orice neam, El va domni. Sfânt este cel.
Suflet meu așa va
haideți din această cântare să facem rugăciunea noastră. Bine e, bine e în Domnul meu. Da, Iisus, așa este. Așa de bine este. Sunt ispitit de cer.